Astăzi la conferința noastră. Cer scuze pentru întârziere. Avem câteva probleme în Parlament. Probleme în ce sens? Se pare că frăția transpartidică între PSD și PNL lucrează din nou pentru a da nu unul, ci chiar două tunuri. Unul de natură imobiliară și unul de natură economică. Încercăm să oprim lucrurile astea chiar acum, dar se pare că forța lor este deja aliată pentru a trece aceste lucruri care vor fi masiv nocive pentru România și pentru economia sa. Astăzi suntem aici pentru a schimba modul acesta de lucru, ca să nu mai vedem legi date cu dedicație, terenuri date gratuit unor grupuri de interese sau legi făcute ca să elimine concurența pentru câțiva jucători mari sau chiar unul singur, cum este cazul acum. Ca să schimbăm lucrurile acestea, trebuie să schimbăm calitatea oamenilor din politică, trebuie să schimbăm metehnele și trebuie să schimbăm oameni. Oameni noi în politică este o campanie pe care noi am ajutat-o, am desfășurat-o și am ajutat-o tocmai ca să putem avea această reînnoire a clasei politice, să nu se mai schimbe PNL cu PSD din când în când și rezultatul până la urmă pentru români și pentru contribuabili să fie fix același. De aceea sunt aici ca să vă prezint candidații noștri tineri la Consiliul General, candidați care s-au implicat activ în numeroase proiecte. Avem proiecte de transparență pe care le-am desfășurat deja, nu sunt promisiuni pe care le facem pentru viitor. Fiecare leu, fiecare cent pe care îl cheltuiește Primăria Capitalei și Primăria de Sector le avem pe site-ul openbudget.ro/București ca să vadă toată lumea fiecare leuț, fiecare voucher de vacanță, fiecare tichet social, orice leu pe care l-a cheltuit primăria din banii noștri, din banii contribuabililor, să vedem unde s-au dus și pe ce s-au dus. Genul acesta de proiecte le-am făcut în opoziție, din primărie vom face mult mai multe, de aceea mă bucur să vi-l prezint pentru început pe colegul nostru Florin Covaci și viitor consilier general. Florin? Salutare, oameni buni! Numele meu este Florin Covaci, am 28 de ani, sunt antreprenor și mă aflu în fața voastră în calitate de candidat pentru Consiliul General al Municipiului București. A fi un tânăr candidat politic pentru astfel de funcție este o deosebită onoare și totodată o responsabilitate uriașă. Aș vrea să le mulțumesc cu această ocazie colegilor care m-au votat și care mi-au oferit această oportunitate de a contribui la dezvoltarea orașului nostru. Recent am început să-mi promovez candidatura și am aflat că destul de mulți oameni consideră că politica nu este un loc pentru tineri. Am auzit că trebuie să mă întorc la afacerile mele, că sunt necopt, că ar trebui să-mi crezi liniștit copilul și să-i las pe cei cu mai multă experiență să candideze. Dar nu s-a întâmplat asta până acum. Suntem prea mulți tineri în orașul ăsta și unii dintre noi chiar veniți din toate colțurile țării, dar cu toate astea suntem prea slab reprezentați oriunde. Vreau ca acest lucru să se schimbe și mi-am asumat această candidatură și în numele lor. Din păcate, mulți pornesc de la falsa premiză că tinerii sunt incompetenți și că nu-și merită locul pe scena politică. O spun din păcate chiar listele multor partide politice și vă invit chiar să le căutați. Mi-au spus că am intrat în politică pe pile. Le-am spus că am fost ales în mod democratic. Mi-au spus că vreau să fur. Le-am spus că am o situație confortabilă și că însăși lupta împotriva corupției m-a făcut să mă implic. Mi-au spus că nu am experiență. Le-am spus că fac antreprenoria de la 18 ani. Mi-au spus că nu am realizat nimic. Le-am spus că prin munca mea am adus mii de turiști străini în România. În cele din urmă, când nu mai era nimic de spus, mi-au spus că nu o să am vreo șansă să schimb ceva. Le-am spus că o să le demonstrez contrariu. Barierele tinerilor sunt foarte multe și nu sunt numai pe scena politică. De la găsirea unei chirii sau unui loc la cămin, de la a decide dacă trebuie să mergi la job sau la facultate. Ați începe cariera pe calea cea dreaptă sau să dai șpagă pentru a-ți găsi un job. Barierele sunt multe și sunt peste tot. Dar ne propune să schimbăm acest lucru din 27 septembrie. Eu îmi doresc în calitate de bucureștean ca orașul să nu mă încurce. Îmi doresc în calitate de pacient ca orașul să nu mă omoare. Eu îmi doresc ca tânăr antreprenor orașul să mă inspire. În calitate de consilier general îmi doresc să-i sprijin pe tinerii bucureșteni.
chiar și pe cei care nu au avut șansa de a se naște aici. Eu vreau să-i ajut să-și poată urma visul și să le pun instrumentele necesare la dispoziție. Eu vreau să-i aduc împreună cu alte minți, la fel de luminate ca ale lor, și să-i încurajez să rămână aici, în România. Avem marea oportunitate de a beneficia de fonduri din partea Uniunii Europene, cum nu au mai fost acordate până acum. Avem posibilitatea de a ne reinventa orașul, de a-l pune pe harta antreprenorială a lumii și de a ne mândri cu el. Toate astea chiar în următorii ani. Voi cui ați vrea să vă încredințați această oportunitate? Vă așteptăm la vot pe 27 septembrie, vă mulțumesc frumos și o invit pe colega mea, Roxana Cantea. Mulțumesc! Bună ziua, dragi colegi! Bună ziua, stimați invitați, locuitori ai municipiului București! Din 2015 până azi, am studiat sute de pagini de metodologii, ghiduri și angajamente necesare atragerii de fonduri europene în mediul privat. Astăzi sunt pregătită să studiez alte sute de pagini necesare pentru atragerea de fonduri europene în administrația publică. În ultimele 12 luni am urmărit proiectele de hotărâre ale Consiliului General puse pe ordinea de zi și am constatat că lipsesc propuneri pentru valorificarea patrimoniului. Găsesc util ca respectivele clădiri și terenuri să fie puse în interesul cetățenilor, să devină profitabile și să contribuie la dezvoltarea orașului. Vreau să îmi folosesc cunoștințele în scriere de proiecte europene pentru a valorifica patrimoniul capitalei. Am 5 ani experiență ca manager de proiecte cu finanțare europeană în mediul privat, proiecte în advertising și producție de advertising la nivel global în cadrul unei companii românești premiată internațional an după an. Am 27 de ani și vreau ca Bucureștiul să fie acasă pentru mine încă 70 de ani. Evoluăm de la o generație la alta, iar orașul trebuie să țină pasul cu noi. Stradă cu stradă, construim noul București. Ionuț? Bună ziua! Vreau să mă adresez direct tinerilor din București care se gândesc să nu voteze. Câți prieteni ți-au plecat din 2016 până azi? Cât mai durează până îi urmezi? Un an? Doi? Maxim trei? Președintele Obama a prezentat cel mai bine importanța votului tinerilor. Tu ți-ai lăsat bunica să hotărască ce haine porți în oraș? Nu? Atunci de ce îi lași să hotărască în ce fel de oraș și în ce fel de țară locuiești? Bunicii tăi vor merge la vot. Își vor exprima opinia așa cum crede ei de cuvință, iar absența ta va garanta faptul că vocea ta nu va fi auzită. România își pierde tinerii pentru că nu le oferă educația și oportunitățile pe care le merită. Un sfert au plecat deja. Alt sfert vrea să plece în curând. Iar asta a început să se manifeste în moduri nebănuite. Știai, spre exemplu, că dacă ții doctoratul, îți scad șansele să primești un credit? Da, logica este că dacă ai doctorat, probabil o să pleci. Prin urmare, banca te consideră un risc. Trebuie neapărat să implicăm tinerii în îmbunătățirea comunității ca să ne asigurăm că transformăm Bucureștiul într-o alternativă reală la plecatul din țară. Iar pentru asta vin la voi cu 3 propuneri. 1. Un hub pentru tineri, unde antreprenorii, activiștii și creativii să-și poată implementa ideile mai ușor, unde să se poată cunoaște, să poată lucra împreună și să se poată ridica reciproc. 2. Bugetare participativă pentru tineret, un instrument deosebit de puternic pentru că în cadrul lui toate proiectele sunt propuse, votate și implementate de tineri. Practic, administrația pune la dispoziție resurse și suport, iar comunitatea hotărăște ce se întâmplă cu ele. Iar numărul 3, implicarea tinerilor în proiecte de regenerare urbană.
ca să facem o dată din București un oraș prietenos, nu numai cu tinerii, ci cu întreaga comunitate. București are un potențial imens, dar care nu va fi fructificat niciodată dacă oamenii buni continuă să stea deoparte. Așa că, dragi tineri, vă întreb, credeți că merită să acceptați ca lucrurile să nu se schimbe? Lumea se schimbă atunci când tinerii se implică, așa că faceți-vă vocile auzite. Veniți la vot. Mulțumesc! Gabriel? Bună ziua! Eu sunt Gabriel Rău, am 30 de ani, sunt inginer și lucrez de 10 ani în industria de publicitate. Este o onoare pentru mine să fiu candidatul Alianței USR Plus la Consiliul General pentru Municipiul București. Am terminat Politehnica, Facultatea de Transporturi, și de aceea îmi doresc să activez în Comisia de Transporturi și Infrastructură, pentru că mă interesează să îmbunătățesc mobilitatea urbană, în special mă interesează să ajut la decongestionarea traficului din București. Pentru asta avem nevoie de locuri de parcare, locuri de parcare de tip park and ride la intrarea în oraș, astfel încât șoferii care intră în București să aibă unde să-și lase mașina și să poată face transferul către sistemul public de transport. Mă interesează parcări și parcări de reședință, astfel încât bucureștenii care vin acasă să aibă unde să parcheze autoturismul altundeva decât pe trotoare sau pe primele benzi de circulație ale străzilor. Eliberând principalele artere de circulație de mașini, vom putea construi piste de bicicletă și vom putea construi piste unice pentru STB. Eliberând trotoarele de mașini, putem să le redăm cetățenilor și astfel încât să îi încurajăm să facă transferul și să folosească mai mult sistemul public de transport. Rezolvarea problemei de trafic din București ar însemna reducerea poluării și ar avea un impact direct în sănătatea noastră. Pe lângă impactul în sănătate, această rezolvare a acestei probleme ar avea un impact și în economie, pentru că economia unui oraș o să funcționeze mai bine dacă traficul și sistemul de transport funcționează mai bine. Pentru asta, eu sunt onorat să fiu astăzi în fața voastră și vă mulțumesc foarte mult pentru susținere. Vă invit să votați candidații Alianței USR Plus, pentru că împreună putem construi noul București. Mulțumesc frumos! Vlad? Hello! Suntem astăzi aici pentru a susține câțiva dintre candidații noștri. Câțiva dintre candidații noștri ceva mai tineri. E o diferență fundamentală între tinerii care au intrat în politică alături de noi, tinerii care au intrat în USR Plus și cei pe care i-ați mai văzut în politică până acum. Și diferența asta vine pe de-o parte din structura lor sufletească, pe de altă parte din experiența de viață a acestor oameni și, desigur, suntem definiți cu toții de ce avem în jurul nostru. De mediu, dar mai ales de oameni. De oamenii pe care îi avem în jur, alături de care lucrăm. USR Plus încurajează tineri în politică, USR Plus încurajează tineri, însă nu pe baza loialității față de un stăpân de la partid, ci mai degrabă îi încurajează să participe la alegeri interne, îi încurajează să-și clădească propria carieră, îi încurajează să se implice cât mai curând, dar în același timp cât mai serios în politică. Ați văzut, înainte să vin eu aici, câțiva oameni care au demonstrat deja că sunt pe propriile picioare. Și cred că ăsta este lucru pe care își dorește orice părinte pentru propriul copil. Și asta este condiția esențială pe care o vedem noi pentru implicarea în politică. Pentru cei tineri și pentru cei mai puțin tineri. Să fie oameni pe propriile picioare. Oameni care să nu depindă de politică, pentru că noi credem că politica are nevoie de oameni cărora nu le trebuie politica. Că politica are nevoie de oameni care n-au nevoie de politică și nu invers. Avem nevoie de tineri pentru că lumea se schimbă. Citeam în dimineața asta un discurs al Papei.
care vorbea despre economie circulară, care vorbea despre schimbările care pot să ducă la viață sau la moarte, care vorbea despre mediu și despre urgența climatică pe care o avem în momentul ăsta. Lumea se schimbă, nu mi-aș fi putut închipui ca să-l văd pe papă vorbind despre astfel de teme în acest mod cu doar câțiva ani în urmă. Lumea se schimbă și criza COVID-19 nu o să facă decât să accelereze lucrurile. Pentru a construi lumea de mâine, trebuie să ținem cont de opinia celor care vor trăi în lumea de mâine. Este motivul pentru care în USR Plus veți găsi tineri pe picioarele lor, tineri care vor să construiască Bucureștiul, România și lumea de mâine. Astfel de tineri îi veți găsi pe listele pentru Consiliul General București, pentru consiliile de la sectoare și pentru Parlamentul României în curând, pentru alegerile din decembrie. Astfel de oameni ne vor reprezenta și își vor reprezenta generația, o generație pe care suntem predispuși să o pierdem. Am fost în ultimii 4 ani în țară, dar și în străinătate, la universități de top, unde sunt foarte mulți români. Români care au mers acolo, fie în țară, fie în străinătate, câteodată departe de locul de unde vin, pentru a învăța și pentru a își construi o carieră și pentru a face ceea ce credem cu toții noi cei din USR Plus că este posibil. Să schimbăm lumea. Să schimbăm lumea așa cum Robert Kennedy spunea în anii 60, citându-l pe Arhimede. Dați-mi un punct de sprijin și voi schimba lumea. Dați-ne un punct de sprijin și vom schimba lumea alături de voi. Vă mulțumesc! Întrebări?